Deci acum avem și comenzi și cu order items, deci avem comenzi complete în baza noastră de date. Le-am făcut în tutorialul trecut printr-un seeder destul de complex. Și acum vrem să le gestionăm pe partea de utilizator, să practic să-i afișăm utilizatorului propriile lui comenzi. Și haideți să vedem cam ce mi-am propus să facem. Deci am făcut aici în PowerPoint o mică diagramă, vizualizarea comenzilor de către utilizator. Deci e pasul 2. În pasul 1 am creat date test pentru comenzi seeder, dar fără un factory, doar din seeder. Și acum vom afișa în primul rând în setările contului o pagină cu comenzile utilizatorului curent. Acum vom afișa pe de-o parte datele principale ale comenzii și statutul acesteia. Am văzut în funcție de approved, în funcție de paid, în funcție de received. Deci finalized, adică dacă comanda e finalizată sau nu. Va trebui să construim o funcție care să întoarcă și costurile comenzii în același mod cum am construit și pentru cart. Cum am obținut totalul costului pentru produsele din coș, am folosit o funcție statică. Vom vedea aici cum vom face, dacă folosim o funcție normală sau o funcție statică. Așa, ale produsului, costul total și numărul de produse. Deci datele generale ale comenzii pe de-o parte le vom afișa și după aceea, bineînțeles, pentru fiecare comandă în parte trebuie să facem detalii, respectiv produsele comandate cu preț, cantitate, cost, deci să fie așa o listă în comandă. Iar, de exemplu, un utilizator ce va putea face? Să anuleze o comandă care încă nu este aprobată. Acum, cu semnul întrebării, e aprobată sau putem să zicem dacă nu este plătită. Până nu este plătită, deci nu este încă plătită. Că am văzut că noi mergem în succesiunea created, approved, paid. Deci dacă primele două încă e ok, dacă a plătit-o deja nu mai are ce să anuleze. Deci am putea să zicem o comandă care deci a fost aprobată, dar nefiind plătită, asta e. Poate să fie o politică a firmei de cere un comision sau așa mai departe și să se anuleze. Odată ce ai plătit-o, intervin alte chestii, alt departament și dacă poate să returneze produsele odată plătite, asta nu ne vom ocupa noi acum. Și, bineînțeles, un utilizator destul de important va putea printa, respectiv afișa în format PDF orice comandă. Deci o să facem în așa fel încât să avem un butonaș acolo, clic, îmi deschide o fereastră cu un PDF care se poate printa, prin care se poate printa comandă. Și deci haideți să începem să afișăm în setările contului o pagină cu comenzile utilizatorului curent. Ca să lucrăm organizat ca și până acum, deși această rută nu este foarte mare pentru produse, totuși fiind rute publice aici, noi vom mai crea un fișier, un new file și vor fi orders.php. Deci acest order PHP, dar în front, content și orders. Deci vom avea, deci trebuie să îl includem aici rutele pentru secțiuni, front, content, product, așa, și aici vom avea, nu sunt doar pentru secțiuni, sunt și pentru produse, rutele pentru comenzile utilizatorilor. Pentru că vom avea câteva pentru secțiuni, să zicem categorii și produse publice. Deci astea sunt rutele publice, de fapt aici să se înțeleagă mai bine, publice pentru categorii, secțiuni, categorii și produse. Pentru că le avem și aici rutele de administrare. Aici sunt rutele front-end și deci va trebui aici Ctrl-C, Ctrl-V și să punem orders. Da, să vedem, deci orders PHP, controlez, deci acum am inclus-o și haideți să luăm asta de aici, control C,
Order, deci includem route, vom avea și un controller, să facem, haide să vedem și controllerul unde să-l punem, deci am HTTP, controllers, front și deci în front o să-l pun, deci PHP să dau să se vadă, PHP artisan make controller, da? Și o să zic front. Și o să zic orders controller. Ok, am făcut și controllerul, avem aici. Acum să ne apucăm să facem rutele. Vor fi un grup de rute. Deci aici să salvăm. Și vom avea, să zicem, un grup de rute, gen cum e. Să spunem, o să aici să vedem dacă avem un grup. Avem aici root get name. Avem aici o să vedem imediat ce middleware folosim. Deci să ne întoarcem puțin la rute, deci la orders. Deci vom avea așa. Route. Dar nu trebuia să comentez, deci route. Și vom pune middleware și să zicem os, o să punem cu matrice os și bineînțeles verified. Deci nu poate să intre în rutele astea decât un utilizator autentificat și cu e-mailul verificat. Asta e clar, os verified. Și aici o să punem, să zicem, prefix. Ia să vedem ce am mai făcut eu pe aici la grupuri. Deci aici nu prea am prefixuri. La page n-am, la user n-am nici aici grupuri. Deci înseamnă că mai mult la admin am. Deci pot să creez liniștit niște grupuri. Deci prefix staff. Deci aici pentru că avem așa, o să-i zic prefix, o să-i zic un prefix, o să-i zic account. Deci de la contul toate vor avea un account și voi avea orders și așa mai departe, deci la ceea ce pun eu prefix, iar name vor fi, să spunem, front, nu, o să pun tot account. Account ca nume. Nume.account și bineînțeles grup. Și asta să dau așa să se vadă mai bine, grup. Și aici vom avea function. Și scriem grupul. Așa. Și aici voi avea route. Prima rută va fi pentru afișarea comenzilor pentru un utilizator. Deci să și comentez, o să comentez de fapt după aia. Route get. Să zicem orders. Atâta mi-ajunge și voi avea, am zis orders controller, mi l-a și inclus aici sus, orders controller, așa clas, și funcția va fi list, dar să între ghilimele, list orders. Va fi funcția, iar numele rutei va fi, deci am account, va fi name orders list. Da, și de fapt numele
pentru că am aici un prefix pentru nume, deci va fi account.orderslist, așa se va nume lista și ruta, și aici o vom comenta și ruta pentru listarea comenzilor unui utilizator. Control-S, trebuie să luăm cu copii Control-C funcția și mergem frumos în Orders Controller și deci listăm comenzile pentru un utilizator. Și avem public function list orders, nu avem parametri. Și acum trebuie să obținem respectivele comenzi. Deci $orders este egal cu order. Where user ID este egal, bineînțeles, cu os ID. Controlez, deci trebuie să vedem ce mai avem de import class os. Deci am implementat fațada os și import class order, deci modelul order. Așa, deci le-am importat, totul e bine și acum trebuie să întoarcem o vedere. Deci haideți mai întâi să o și creăm, ca să nu uităm de ea după aia. Deci am view, content, brands, nu știu ce, guest layouts. Stați că nu aici sunt, deci trebuie să mă duc în resources. Aici resources views, foarte frumos, și aici mergem în front și avem user și aici avem un cPanel, address ship blade, mi-a password, deci verify email address, deci aici sunt ce ne trebuie nouă. Ia la control panel, reset address edit, main, deci aici în control panel trebuie să fac un nou fișier, să zic orders blade.php, ca să le avem în ordine și vedem că și address add sau addresses blade, aici să vedem, deci extinde control acest main, îl extinde din control panel, main blade. Așa, deci la fel și orders va trebui să facă același lucru, control V, end section, și aici deocamdată haide să punem un H1 my orders. Așa, controlez. Deci acum avem un orders controller, avem și ce întoarce. Deci return view și vom avea orders. Așa, și with orders cu valoarea $orders. Așa, controlez, deci am rezolvat-o frumos și pe asta și acum ce mai trebuie să facem în main view, în cPanel main, care e template-ul pentru această vedere, vedem că avem aici istorii comenz și trebuie să facem și una, deci să zicem, să punem aici un A, control V. Ia control Z, să pun că am greșit. Deci A, control C și aici la istorie comenzi control A și îl închid. Deci taga și bineînțeles aici root e cu totul altceva. Deci aici o voi avea ruta,
Route e să văd orders, account orders list. Control S. Și acum haideți să vedem ce se întâmplă în frontend. Dăm, bineînțeles, un refresh, chiar dacă nu avem nevoie, setări cont. Vedem că ne-au apărut istoricul comenzilor și aici My Orders. Bineînțeles, o să adăugăm și un font awesome imediat, dar să vedem cum mergem cu My Orders aici. Și noi vom folosi pentru asta, m-am gândit, nu ne complicăm ca temă, deci vom folosi acordeonul din Bootstrap 5. Deci luăm pur și simplu, eu zic că dacă e așa, e foarte ok. Și mai luăm colora noi aici, aici în titlu o să punem mai multe. Și jos când deschide vor fi itemii comenzi. Da? Deci haideți să luăm cu copii. Mergem în VS Code. Și după My Orders, deci aici n-ar fi rău să punem și un rând. Rău. Și My Orders deasupra, că nu avem. Așa, o să vedem, să le punem, să vedem cum arată deocamdată. Deocamdată nici nu o să-l pun în rând. Îl șterg totuși. Ctrl V. Hai să vedem div class acordeon, buton 1. Deci, astea. Acordăm item. Deci câte unul din asta este, deci asta trebuie șters. Acordion item și asta trebuie și el șters. Și atunci mai trebuie, deci asta se întoarce aici, asta așa, cred că mai trebuie unul șters. Așa, ia să vedem, div class acordion. Deci ăsta se închide aici și cred că mai trebuie unul șters. Deci ăsta se închide aici, ăsta se închide aici și ăsta se închide aici. Deocamdată e bine. Haideți să vedem dacă merge. De fapt am greșit eu și revin foarte repede, nu mai stau să editez acest clip pentru atâta lucru. Deci am uitat că noi avem Bootstrap 4 în frontend, deci trebuie să luăm acordion exact cum l-am făcut la pentru Bootstrap 5, pur și simplu acordion exemplu, luăm copy și acesta este, vedem, în Bootstrap 4. Deci copy paste. Și aici în vizualizare, bineînțeles, vom șterge, deci avem câte un card pentru fiecare acordion, să zic așa, cum zic ei, deci avem așa și o să păstrăm doar unul deocamdată, Ctrl S și haideți să vedem. Și acum vedem într-adevăr că ne merge colapsibil un buton, nu știu ce, deci trebuie să ne uităm exact pe documentația din Bootstrap 4, nu din Bootstrap 5. Și acum haideți să setăm toate comenzile, să pentru fiecare comandă să avem un astfel de item. Deci aici avem un ID-ul acordion, avem câte un card pentru fiecare item și vom începe cu for each, for else de fapt, for else, da, și asta de aici, Ctrl X, Ctrl V, dacă nu avem comenzi vom pune un alert, alert info, nu aveți nici o comandă pentru acest cont. Aș controlez și for each, așa, aici vom avea dollar orders, as dollar order, așa, și vom aici div class header class, așa, collapsible H2, deci avem un H2 și aici să spunem că vom pune, dar ce îmi face, de ce nu for L, dollar orders, așa, div car și aici s-o fi schimbat extensia.
Deci dollar voi avea, să zicem, dollar order name. Control S. Nu prea îmi plăcea mai mult înainte, că era mai așa, dar acum... Da, parcă nu mi-o vede... Asta e. Haideți să vedem. Și deci pentru acest utilizator vedem că nu avem nicio comandă pentru acest cont. Să corectăm aici că e pentru, deci adrese livrare, facturare are, dar o să căutăm un utilizator care are comenzi și vedem că user ID 1 are o grămadă de comenzi, deci exact ce ne trebuie nouă. Să vedem cine e acest user cu ID 1, deci este Mr. Deci exact cea pe care o avem noi, deci cara aceasta, Carley Moen, deci așa să vedem, așa, dar mie mi-apare că n-are nicio comandă. Înseamnă că am greșit ceva la interogare. Și de atunci trebuie să mergem, bineînțeles, în Orders Controller, Order Where User ID egal cu OS ID. Asta ar trebui să fie bine. Ar trebui să fie bine, doar că am uitat să punem, bineînțeles, GET. Bineînțeles că o să punem pagina aici și o să ordonăm, dar deocamdată să vedem că ni le afișează. Și dintr-o dată, bineînțeles, să mi afișează toate acestea. Bineînțeles că aici vom denumi altfel, o să punem și asta puțin mai mică. Nu H2, probabil H4 sau o să... Așa, deci aici sunt toate pe aceeași adresă. Au fost trimise pe prima adresă. Deci haideți să începem să lucrăm puțin la ea. Vom avea aici, am zis, haideți să punem un H3 cel puțin și aici o să scriem, de exemplu, vezi comanda și aici avem data toggle, data table ID, deci mă ia pe ID, deci aici voi pune data target, așa, și va trebui să pun dollar order. ID. Acum am văzut că a început să mi le coloreze frumos asta. Aia e. Dollar order ID. Va fi data target. Să zic items. Dollar items order ID. Și același aici trebuie să fie ID-ul de aici. Dar fără hashtag. Ctrl-C și Collapse, Ctrl-V, Ctrl-S. Așa, haideți să vedem că merg să deschid pe rând. Mai observăm un lucru, că acum sunt toate deschise, deci vrem doar prima să fie deschisă. Deci haideți să o rezolvăm și pe asta. Deci vedeți că ne dă și în exemplu nostru, chiar aici scrie în placeholder-ul ăsta, simplu așa, this panel is show by default thanks to the show class. Deci noi avem clasa show aici în item. Dacă are clasa show, este afișat. Deci putem să o scoatem să nu ne afișeze la niciunul implicit. Control-S. Și vedem că acum într-adevăr mi le-a închis pe toate. Parcă tot e prea mult. Prea mult H3. Deci o să-l facem mai micuț, mai așa. Haideți să vedem. Deci o să punem un H4 aici. H4 și order name o să-l punem și noi într-un span. Span text info. Deci ca să fie order adresa. Ctrl X, Ctrl V. Și vom merge mai departe și o să punem data
Deci vom pune dollar order created at și un format pentru că e instanța carbon, după cum am mai tot discutat, deci vom avea, să zicem, luna cu 3 litere, ziua și anul. Deci M de Y, haideți, putem să punem așa cu o liniuță. Am putea să punem și invers, să zicem D, ca să semene mai mult cu datele noastre. Ctrl-S. Haideți să vedem. Deci îmi arată așa, eu zic și numele și asta să fie tot sub același span albastru, așa data, și restul o să scriem cu ceva mai mic alte detalii aici. Deci numele și data să fie în același span. Așa, deci mergem frumos aici și tragem span-ul, îl închidem, Ctrl-X, îl închidem aici, Ctrl-V și tăiem asta. Și deci asta să fie informația principală în acest H4 M, dar avem butonul vezi comanda. Deci ar trebui să vedem cum facem. A, da, aici e card header, deci butonul putem să text left. Așa, haideți să îl scot de aici. De fapt, să mai adaug un aici, un paragraf sau pur și simplu un div. E prea mare și H4. Deci, un P și o să adăugăm așa, dollar order. Deci, ce mai avem noi? Avem name, address. După aia dollar order city, așa, și vom avea și telefonul dollar order phone. Așa, Ctrl-S, ia să vedem. Da, e clar că e destul de ok, trebuie să vedem butonul să-l dăm jos. Și venim frumos aici și luăm butonul, Ctrl-X și îl ducem chiar sub capătul card header-ului. Ctrl-V, Ctrl-S. Da, și acum va fi jos. For order și acum haideți să mai punem și niște iconițe aici. Deci adresă, oraș și phone. Și bineînțeles că am luat din fonta USO, am luat și o order city. Deci am luat din fonta USO m-am luat iconițele. F address book pentru adresă, după aia FA city, FAS City pentru order city și fa mobil pentru order phone. Și acum ne arată cam așa. Da, ne arată, ia să închid aici că m-am uitat eu, deci cam așa ne arată, e destul de ok. Putem să mai vedem pe aici date, name, city, address, phone, approved that. Deci astea o să ne ocupăm de data viitoare să afișăm statutul comenzii și astea vom afișa tot în titlu, dar ce mai vreau acum să le punem în ordine created și paginate. Și pentru aceasta vom merge aici unde le întoarcem, deci nu ne ajunge că avem un get, vom avea un paginate și vom avea aici ia să facem și un sort order by, pardon, order by, deoarece avem clauza where înainte.
Și atunci avem un query builder, order by, created at și va fi order by desk. Adică cele mai noi vor fi primele. Și paginate, controlez ca să avem și paginație. Va trebui aici în orders să mai punem un după div aici, să mai punem încă un div. Pardon, un div simplu. A, dar l-am închis, ce am făcut? Deci div și div și aici va trebui să punem dollar orders links. Așa, deci dollar orders links, controlez și acum ne va afișa. Deci haideți să și testăm, deci pentru că aici avem un, să zicem dacă paginăm cu 3, controlez să vedem cum ni le arată. Și vedem acum că ni le arată și paginate, am putea să mai punem și aici total. Să punem un total pentru istoric comenzi, să scriem în românește și comenzile mele și o liniuță și total. Haideți să facem și asta, repet. Deci mergem aici în titlu unde scrie my orders. Deci comenzile mele. Deci, dollar orders total. Bineînțeles, le vom și numerota. De data viitoare vom lucra în cod mai mult. Și acum dăm un F5. Deci, comenzile mele 14. Am putea să punem și un HJ, parcă îmi sare în ochi așa că e prea mare. Am făcut eu repede un H2 în loc de H1, dăm H1, da, și acum arată relativ ok. Deci numele și data sunt ordonate 25 aprilie. Ia să vedem că parcă nu mi ordonează. Sort by, deci 25 aprilie 22. A, da, e din ce în ce, deci cele mai recente sunt primele. Da, e ok, paginat. Avem paginile, da, mai o să le numerotăm și o să le facem în continuare, o să lucrăm să avem niște date de sinteză aici în asta. Și vezi comanda și printează comanda, o să urmeze.